Vineri dimineața, în casa Mireasa, lucrurile stau în felul următor. Mamele și fetele se aflau pe terasa casei la cafea și discutau despre finala Mireasa, care speră ele că va fi una extrem de frumoasă. Vorbeau despre foștii concurenți care speră că vor fi invitați și vor răspunde afirmativ invitației de a fi prezenți în această finală, despre o petrecere care va fi tot așa la final de sezon și la care speră să participe toți foștii concurenți și să se reîntâlnească. Cătălina spunea chiar de Andreea și Ionuz, pe care speră să-i revadă, de Denisa, de care este foarte dor și tot așa spunea că speră să audă mesajul ei. De asemenea, au vorbit și de foștii concurenți din sezonul trecut și câți dintre ei au ajuns în finală și cum s-au desfășurat lucrurile acolo. Între timp, au ieșit și Simona și hatige afară cu cafeluța în mână, și au mers în curte separat de grupușorul acesta. Ați observat probabil în ultima perioadă că Simona s-a apropiat foarte mult de hatige, adică suspect de mult după părerea mea, și din punctul meu de vedere. E un lucru foarte urât pentru că o ignoră efectiv pe Sabrina, care era singura din casa Mireasa, care a fost prietenă necondiționată și a fost alături de ea până în prezent. Și nu cu foarte mult timp în urmă Simona o acuzat pe Maria că este prietenă când cu Sabrina și cu ea, când cu cealaltă tabără, Cătălina, Irina și Hatige. Ei bine, acum mi se pare că a făcut exact același lucru, încă și mai urât, pentru că Efectiv își petrece foarte mult timp cu HTG și pur și simplu i-a dat ignor total Sabrinei, din păcate, și am văzut că acest lucru o deranjează și pe Sabrina, evident. Apropo că tot ne pregătim de gala de azi, cine credeți că va rămâne în competiție din dintre cele două cupluri, Sabrina Dima și Simona Andrei? Sau cine v-ați dori să rămână în competiție? Cine credeți că merită să rămână în continuare în Casa Mireasa?